Bună ziua, vă spun și astăzi și bun găsit pe canalul meu de YouTube, Oracol Scobai Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Astăzi efectuăm citirea noastră zilnică, valabilă pentru ziua de joi, 18 iunie 2020, și folosim setul de cărți de oracol Norocul Chinezesc. Vom extrage 3 cărți și veți vedea la sfârșit dacă rezonați cu aceste mesaje și cum vă veți putea folosi de ele pe parcursul acestei zile. Dacă simțiți că nu rezonați cu aceste mesaje, această citire nu este pentru voi. De asemenea, trebuie să știți că această citire este valabilă pentru oricine se regăsește în funcție de situația prin care trece, pentru că primesc foarte multe mesaje și mă întrebați dacă este valabilă și pentru domn și pentru cei singuri care nu sunt într-o relație. Da, desigur, este valabilă pentru oricine. Și acest set în special este făcut și conceput în așa fel încât să acopere mai multe aspecte ale vieții. Deci, în funcție de aspectul vieții și de mesajul primit, veți putea vedea cum vă veți putea folosi și beneficia de ajutorul acestor mesaje. Și să extragem și o piatră pentru ziua de joi. Și aceasta este încredere. Nu de mult a ieșit iarăși această piatră, deci veți vedea cum încredere își va face apariția pentru această zi. Fie veți simți o energie mai puternică în jurul încrederii, fie va trebui să aveți grijă în cine aveți încredere. Deci fiecare veți vedea și de asemenea în ce aspect al vieții vi se amplifică această energie. Prima carte, timpuri bune, timpuri fericite, timpuri cu abundență, momente romantice, o nouă aventură te așteaptă, spune cartea. Este un timp excelent pentru a te conecta și a te întâlni cu persoane minunate noi, pe care nu le-ai mai întâlnit. Invitațiile vor începe să curgă și trebuie să fii pregătit sau pregătită pentru a face parte sau a lua parte la un număr cât mai mare de evenimente strălucitoare. În acest fel vei putea întâlni oameni minunați cu care vei avea o conexie magnetică și o conexie foarte frumoasă. S-ar putea pentru unii dintre voi anumite persoane din trecut să apară în viața voastră și să vă reconectați, ceea ce va fi un ceea ce sau din urma căruia va ieși un rezultat cu fruct, spune cartea. Întâlnirile sau adunările întregii familiei garantează o atmosferă festivă și vă veți simți foarte bine. Deci fii pregătit să te bucuri și să te umpli cu această energie iubitoare de familie. Pentru evenimentele strălucitoare și importante, achiziționează-ți o garderobă nouă, dacă ai posibilitatea, desigur, sau o pereche de pantofi noi și fă ca această noapte să strălucească. Oricum vei petrece timpurile bune, exact cum spune și denumirea cărții, sunt înaintea ta. Pentru cariere și finanțe, trebuie să fii pregătit în orice moment să prinzi oportunitățile care, de asemenea, stau înaintea ta și trebuie să fii pregătit să le prinzi, să nu le scapi, să nu le dai drumul. Extinderea sau lărgirea orizonturilor îți este indicată cu noi oportunități și noi posibilități care vor îmbunătăți zona financiară și a carierei.
Datorită energiei noi pozitive pe care o ai în preajma ta, vei fi mult mai prezent în orice acțiune, vei fi mult mai confident în persoana proprie și această confidență și această încredere de sine va fi răsplătită cu siguranță. Pentru relații, această carte îți spune că ești, aura ta este foarte carismatică, vei atrage persoane minunate în viața ta. Iubirea este și ea prezentă și dacă ești în căutarea iubirii, bineînțeles, deci dacă ești singur, te vei afla în anumite situații în care vei vedea împrejurul tău mulți oameni iubitori și probabil că una din acele persoane îți va deveni curând partener sau parteneră. Vei avea foarte mulți admiratori, persoane care doresc să ajute în a-ți atinge scopurile. Vor fi foarte multe cheltuieli în această perioadă, dar te vei bucura pentru că acesta este timpul vieții tale. Cei singuri își pot găsi sufletul pereche, vor fi persoane cu un sens al umorului foarte ridicat, ceea ce tu admiri și îți dorești de la persoana de lângă tine. Ai grijă în relațiile cu zbucium sau în relațiile în care sunt anumite furtuni sau la persoanele care sunt geloși sau invidioși pe polaritatea ta și doresc să preia controlul. Evită aceste persoane sau evită să te implici în orice tipuri de relații cu asemenea persoane, dacă poți. Următoarea carte, provocări. Haideți să vedem ce ne spune provocări. Vedeți, sunt dealuri, sunt dune de nisip și parcă vânt. Deci provocările sunt pe cale să apară, probabil. Dacă vei reuși să străbați aceste obstacole și provocări cu putere și cu istețime sau cu inteligență sau cu înțelepciune, vei deveni un victorios, un câștigător. Această carte, când apare în etalare, îți spune că este timpul să îți înfrunzi fricile care sunt înaintea ta. Vei avea confidența și încrederea de sine și abilitatea de a rezolva orice probleme. Deci vedeți că și aici este vorba despre confidență și despre încrederea de sine, ca și în această carte. S-ar putea, desigur, cu aceste provocări pe capul tău să te simți neajutorat sau situațiile prin care treci să ceară foarte multe de la tine, iar sănătatea ta să cauzeze să fie în sub semnul întrebării, să fie pusă sub semnul întrebării sau să ai foarte mult stres. Este un timp foarte bun pentru a face schimbări pozitive în viața ta și a avea puterea și curajul de a merge înainte cu succes. Și vei fi foarte impresionat de ceea ce poți să obții pentru următoarele 12 luni. Înconjoară-te de persoane care sunt de partea ta și care te susțin în proiectele tale. Fugi de negativitate pe toate planurile. Nu ai nevoie de negativitate în viața ta. Nu este loc pentru acele persoane care nu te susțin și care nu sunt de acord cu planurile tale sau chiar dimpotrivă sunt împotriva a ceea ce tu îți dorești. Pentru cariere și finanțe, problemele în jurul business-ului, a carierei sau a zonei finanțelor sunt dificile, dar trebuie să le rezolvi, trebuie confruntate.
Trebuie să stai la masă cu partenerul de afaceri, probabil, să aveți această confruntare moale în care vă puteți fiecare spune punctul de vedere, puteți să vă spuneți argumentele unul celuilalt cu ceea ce nu sunteți de acord și unul și celălalt sau alte situații inconfortabile și pline de stres. Da? Deci totul trebuie să fie pus pe hârtie, să fie vorbit, să fie discutat pentru ca să poată să fie rezolvat. Ești pe punctul de a realiza cât de puternic ești și, într-adevăr, ceea ce poți să realizezi. Tu ești un învingător, ești un supraviețuitor, nu contează câte provocări viața îți aruncă în față, tu vei fi un victorios și un câștigător. Vei obține de asemenea mult mai mult control asupra vieții tale și a viitorului tău. Pentru cei care sunt îngrijorați în zona carierei, veți găsi confidența și încrederea de sine pentru a cere o mărire de salar sau o promoție în jobul în care ești. Sau chiar și pentru a căuta și a găsi un nou job pe care întotdeauna ți l-ai dorit. Problemele care au părut până acum nerezolvabile, foarte curând vor fi de domeniul trecutului. Pentru relații, această carte ne spune că situațiile dificile din prejurul relațiilor au nevoie de confruntare și ele de asemenea și de rezolvare acum sau niciodată. Nu-ți ține înăuntru sentimentele sau nici de cum să le blochezi. Trebuie să le vorbești, să le scoți afară, să vă spuneți fiecare adevărul pe care îl simțiți în inimă. Acum este timpul să comunici și să spui tot ce ai pe suflet. Dacă veți reuși să aveți un dialog, problemele din relație s-ar putea să se îmbunătățească și chiar să se rezolve, iar pentru cei care nu mai găsiți niciun fel de pozitivitate sau niciun fel de rezolvare în relația voastră, trebuie să vă eliberați, trebuie să eliberați această energie. Pentru unii dintre voi, această carte semnifică sau vă indică faptul că veți ajuta un membru al familiei foarte tânăr care are probleme personale. Poți să petreci timp cu aceste persoane și îi vei ajuta în aceste timpuri provocatoare sau în aceste situații provocatoare. Dar trebuie să fii acolo. Le vei ridica moralul și probabil le vei da sfaturi care vor avea eficiență în problemele lor. Întotdeauna un al doilea sfat sau o a doua ghidare este mai bună pentru a vedea în lucrurile într-o perspectivă mai largă și a putea decide mai bine. Acest timp dificil în care apar aceste provocări te va ajuta și va fi foarte benefic pentru toate relațiile pe care le ai în general, deci pentru toate tipurile de relații pe care le ai în general. Iar cea de-a treia carte, Destin, și această carte a apărut nu de mult în etalările noastre. Această carte ne spune că vine o perioadă spirituală în care vei crește spiritual și vei obține mai multă cunoaștere în această zonă. Pentru unii dintre voi este vorba despre o schimbare a adresei, despre viață în schimbare sau noi capitole, da, care se schimbă în viața ta și despre realizare. Poate că confidența și încrederea de sine nu sunt așa ridicate în această perioadă și nu ești sigur ce acțiune va trebui să iei, dar nu fi foarte impulsiv. Păstrează-ți temperamentul la un echilibru normal pentru cele mai bune rezultate. Rămâi pozitiv pe măsură ce gândurile tale și acțiunile tale
vor deveni mai pozitive și mai blânde, vei vedea că destinul îți dă exact ceea ce speri. În acest timp spiritual, când ai nevoie sigur de sprijin, te vei vedea implicat de asemenea într-o acțiune sau în mai multe acțiuni în care tu la rândul tău poți să ajuți pe ceilalți care nu sunt așa de avuți ca tine sau de bogați, fie financiar, fie spiritual, și în timp vei avea posibilitatea să ajuți și pe cei care au nevoie de sfaturile tale ca să-și atingă scopurile. Pentru cariere și finanțe, te vei afla într-un loc mai mult sigur al carierei, deci într-un loc mai stabil, mai cu siguranță, ori financiar pozitiv, în viitorul care se apropie, pentru că ai depus multe eforturi și munca ta va fi răsplătită. În viitor vei avea posibilitatea să îți achiziționezi mașina visurilor sau casa visurilor tale, ceea ce te va face foarte mândru și pe cei din familia ta și de pe cei din prejurul tău, pentru cât de departe ai ajuns și ce ai putut să obții prin muncă, sigur, prin seriozitate. Viața va fi foarte bună și te va umple cu abundență și vei obține respect și recunoaștere pe scară largă. Vedeți, și aici ne-a spus cartea Timpuri Bune că va fi un timp foarte armonios și foarte abundent pentru tine. Chiar dacă în mijlocul acestor două cărți sunt provocări, sigur, viața vine și cu suișuri și cu coborâșuri, trebuie să le rezolvăm pe toate, să fim capabili, să rămânem puternici pe poziție, să nu ne dăm înapoi, să nu renunțăm și să rămânem pozitivi și tot timpul să afirmăm pozitivi. Pentru relații, această carte a destinului îți spune că îți va aduce ceea ce tu speri și îți dorești în viitorul vieții tale, în viitorul tău, în legătură cu relația de iubire. Vei fi implicat într-un nou grup de prieteni pe care ți-l vei face foarte curând și te vei simți foarte conectat cu acest nou grup de prieteni care, în care toți la un loc veți avea un timp de distracții, un timp foarte frumos petrecut împreună. Așa ne spune și această carte. Copiii care sunt născuți în acest cerc nou al vostru vor fi spiritual mult mai bogați și mult mai inteligenți. Iar conform pietrei noastre, încredere este energia care vă înconjoară în această zi și pentru această zi și veți vedea cum se aplică situații prin care treceți. Acestea au fost recomandările pentru ziua de joi, 18 iunie 2020. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare, pentru interes, pentru comentarii. Nu uitați că sunteți minunați, sunteți frumoși, puteți să vă realizați tot ce vă puneți în gând. Nu uitați să fiți mai buni unii cu ceilalți, să vă iubiți mai mult și până data viitoare, dragii mei, numai bine!